Asistența macrofinanciară urmează să fie suspendată formal, până acum să fusese înghețată, așteptând să vedem măsuri din partea autorităților. Mihalcu a mai declarat că asistența macrofinanciară va fi reluată doar când se vor vedea acțiuni reale și cu impact, iar următorul test important pentru Republica Moldova vor fi alegerile parlamentare. Mai mult, ambasadorul UE a amintit că au fost cerute acțiuni urgente pentru investigarea și recuperarea miliardului furat și pedepsirea celor vinovați, dar și pentru lupta cu corupția la nivel înalt. Așteptările noastre imediat și stringente rămân statutul de drept, reforma justiției, asigurare unor alegeri libere și corecte, independența mass-mediei și societății civile, iar ale condiționează asistența noastră. Am văzut progrese pentru a răspunde îngrijorărilor noastre în multe dintre aceste domenii. Rezoluția Parlamentului European de săptămâna trecută, prin care autoritățile de la noi au fost criticate, a stabilit că acordarea asistenței macrofinanciare este condiționată de desfășurarea alegerilor parlamentare într-un mod liber și corect. Europarlamentarii au recomandat ca cele 100 de milioane de euro să fie redirecționate către societatea civilă, presa independentă, autoritățile locale și sectorul privat.